Ne folosim de asta, scriem așa. Deci de sus zicem B, B prim și cu virgulă A, coliniază. Asta înseamnă că există. Deci aici înseamnă că există ce? Un alfa. Un scalar. Cu... Încât BB prim. Se dea A. Cât este scalarul aici? 1 pe 2. Minus 1 pe 2. E orientat intestin, da? Deci există minus 1 pe 2 scalarul, așa încât BB prim, să fie egal, BB prim, să fie egal cu cine? BB prim să fie egal cu minus 1 pe 2 ori vectorul A. Da? Minus 1 pe 2 ori vectorul A. E minus 1 pe 2 pentru că BB prim și cu A sunt sensuri opuse. Vectorul A așa a fost disergeața. Da. Și BB prim este așa. Sensuri opuse. De ce e minus 1 pe 2, da? Da. Bun. Pe partea asta. BC prim și cu cine? BC prim și cu vectorul B. Cu vectorul B, că ăsta poate să fie în partea asta, da? Și cu vectorul B sunt și coliniari. Atunci există... E 1 pe 2 aici. Există 1 pe 2, corect? Există scalarul 1 pe 2. Așa încât... Egal cu 1 pe 2 pe B. BC prim să fie egal cu 1 pe 2 pe vectorul B. Și BB primul îl știu, ce ce înlocuim acolo, acolo de din cele trei. Rezultă că vectorul BO, BO este egal cu 1 pe 2 pe lângă A, de lângă pe minus A. Pe minus A plus B sau, da, 1 pe 2 pe lângă minus A plus B. Vectorul, da? Da. Am și BBO. Haideți să ne ducem acum, după ce n-am văzut pe BO. Dar trebuie să ne scoatem acolo minus 1 pe 2 ca să fie egal sus. Să scoatem minus 1 pe 2? De acord. Nu. Până la urmă am scos noi așa. Dar să știi că trebuie să mulțim în final, să vedem cum se reduc acolo, să vedem. Am scos din virtutea, să spunem. Dacă vrei să scot minus 1 pe atunci A minus B, da? Asta să fie clar. Să fie același. Minus peste tot. E bine acum? Suntem prieteni. Nu avem, mai suntem în conflict. Deci mai departe. Am făcut pe vectorul OA, OB și acum să vedem pe OC. OC mai întâi facem CO. O, da. CO. Vectorul CO. Este egal cu CD plus CD. CD plus CD. Egal cu CD plus CB. CB. Deci CO egal cu CD plus CB. Și acum avem că CD este egal cu... ducem paralela. Sigur că da. Deci ducem paralela, să o prelungim așa. Și notăm aici cu A prim să zic. Că am zis A prim, am zis B prim. C, D prim, hai să zic. D prim. Și atunci... Noi și avem, deci CD. CO egal nu cu CD, cu CD pe 2. Cu CO este CA prim deci, plus C prim. CO, da. Da. Și hai să zic că nu-i bine CD. Este egal cu CA prim plus CA prim. CC prim. Plus CC prim. Și egal cu CA prim, îl pot scrie că este egal cu o jumătate din CD. CA prim egal cu 1 pe 2 din 1 pe 2. 1 pe 2, nu. Așa, nu e 1 pe 2 din A, ci minus 1 pe 2. CD și CA prim. Păi de ce? CD este sensul ăsta, iar A este așa. A. Da? Uh-huh. A-ul și cu CD sunt... Cine spune că sunt coloniale și toată vestea?
Hai să scriem așa. Ce am prim, am lăsat așa, da? Da. Acum de desubt. Zicem că ce a prim, ce a prim. Virgulă C, D, virgulă A. Virgulă A. Liniar. Rezultă că ce a prim. Ce a prim. Egal cu un minus 1 pe 2 din A. Minus 1 pe 2 din vectorul A. Acum, ce ce prim, virgulă B, coliniare. Ce ce... ce ce prim și B. Ce ce prim și B cu vectorul care? Ce ce prim și B. Și B-ul. Egal cu coliniare. Și ce ce prim egal tot cu minus 1 pe 2, B. Ce prim egal cu minus 1 pe 2, B. Deci ce ce prim egal cu minus 1 pe 2, B. Acum le facem. Și înlocuim aici, din cele trei, ce rezultă că CO... CO egal cu minus 1 pe 2 pe lângă A plus B. Pe lângă A plus B. Dar noi nu CO avem, ci avem O. Aici am lăsat BO. Trebuia OB. Știți bine, nu? Deci de aceea... CO pe 2 pe lângă deci, A minus OB. O B să pun de desubt. Deci îmi termină A. Așa e un problemă. O A plus O B plus O C. De ce n-am făcut B O din prima? De ce n-am făcut O B din prima? Pentru că eu am așa, B O, în sensul ăsta, că vine ușor la descompunere. Tec din B. Și de aceea întorchimez, da? Și acum O B va fi egal cu 1 pe 2, că am mulțit cu minus. 1 pe 2 rămâne. Pe lângă A minus B. Din A minus B. Și acum să scriu și O C. O C de desubt. Este egal 1 pe 2 pentru A plus B. 1 pe 2 pentru A plus B. Și ultima. Așa. Și acum voi lucra pentru cine? D-O. D-O. D-O egal cu D-A prim plus D-D-prim. D-A prim plus D. De prim, trebuia să mă de prim, da. Deci D, O, egal cu... De A prim plus D, de prim. De A prim și B sunt coliniare. De A prim și B coliniare. Și... Rezultă atunci că... De A există... Minus 1 pe 2. Există minus 1 pe 2. Așa încât... De A prim egal cu minus 1 pe 2. De A prim. De A prim. Ce-i minus 1 pe 2? A, de la de A prim. Da, de A prim și cu B-ul care avea sensul ăsta. Mm-hmm. Deci există un minus 1 pe 2, așa că de A prim egal cu minus 1 pe 2. Ori B. Ori B. Vectorul B. Și la fel, D de prim, așa, deci D de prim va fi egal cu cine? A pe 2. 1 pe 2, A. Da. 1 pe 2, A, scalarul este același semn, da? Și atunci, din cele două, 3 sau 3, rezultă că... D O egal cu minus pe 2 plus... D O egal cu? Minus B pe 2, minus 1 pe 2, B. Minus 1 pe 2, ori B, plus... 1 pe 2, 1 pe 2 ori A. Și rezultă că D O egal cu 1 pe 2. O D. O D, A, da. O D va fi egal cu... Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2 pe lângă... A minus B. A minus B. Deci se mulțim cu minus 1 și aici va veni cu minus și aici cu plus, da? Minus 1 pe 2 pe lângă A minus B. Și acum să le adunăm. OA plus OB plus OC plus OD este egal cu minus 1 pe 2 pe lângă A plus B plus 1 pe 2 pe lângă A minus B plus 1 pe 2 pe lângă A plus B 1 pe 2 pe lângă A plus B și minus 1 pe 2
pe lângă A minus B. 1 pe 2 minus 1 pe dreptunghi A plus B cu 1 pe dreptunghi A plus B minus 1 pe dreptunghi A minus B cu ăsta de redus și face vectorul 9. Da? Iată, am redactat în limbajul lecției de astăzi. Da? Deci în limbajul lecției de astăzi. Altfel, dacă foloseam noțiunile din înainte, o A, o B, o C sunt opuși, ne bazam pe rezultatul ăsta, suma lor, vectorul opus, nu terminat. Dar erau noțiune din clasa 7. Cu asta, ușor, ușor începem să arătăm cum anume niște rezultate pe care le avem în cunoscute deja, le putem obține și prin calcul vectorial. Deci începem să simțim rostul geometriei vectoriale, care ne va determina să facem geometria plană, ceea care știm prin vector, totul prin vector. Mai răspundem? Da. Da. Da, începe cu mergem un pic mai dificil, dar ușor, că știam în experiență și mergem mai repede. Da, da, da. Da. Vectorii AB, AC, modulele AB egal cu AC egal cu 1. Vectorii AB, AC și... Atât. A modulele, adică fără cele. Modul de AB, nu, atunci nu știu cum faceți. Așa notați? Nu, pur și simplu fără cele. Atâta. Și fără modul. Și ziceți AB, nu? Înțelegeți lungimea segmentului AB. AB egal cu AC egal cu 1. Egal cu 1. Și măsura unghiului BAC e 90 de grade. BAC egal cu 90 de grade. Și terminați modulul vectorului AB plus AC. Atunci, în concluzie, asta e ipoteza. În concluzie, AB plus AC egal cu cine, da? Vector AB plus AC, cât ne dea? Păi facem un desen, nu? Așa. Deci doi vectori, AB și AC, au aceeași origine, nu așa înțeleg? Și unghiul din nou. Și unghiul dintre ele de 90 de grade. Deci, sunt așa. De aceeași origine, de lungime 1, A, B, și A, C. Cei doi de-aia. Lungimea e 1, 1. Unghiul de 90 de grade. Atunci AB plus AC egal cu cine? Păi, facem un paralelogram. Adică e un pătrat. Mi se văd cușa, nu se văd. Nu, mi se văd. Cum propuneți? Păi, ducem diagonală. Suma la doi vectori, știm cum se face, da? Da. Deci... Și vine un pătrat. Păi nu putem face niște ori în altul unghiului? Sigur că da. Păi pe A, C, în origine aici, echipoarele. De ce? Păi ca e deja ușor făcut aici. Da. Nu-i nicio contradicție. Pe regula triunghiului nu-i CB? Pe regula triunghiului este A punctul ăsta. Că l-am dus pe ăsta, pe AC în vârf, și am făcut triunghiul ABD. Și atunci, rezultanta este AD. Asta e, nu e aperogramul. Dar triunghiul, coincide cu paralogramul? E aceeași chestie? Dar sigur că da.
Păi minunat, ce-a însemnat? Că trofeul face triunghiul, am dezvoltat pe un paragraf? Adică dacă eu fac așa, și cu ăsta, și cu ăsta, cu ăsta, cu directorul A, cu directorul B, ei bine, prin regula paragramului ce fac? Fac paragramul acesta. Da? Și ăsta e rezultanta. B. E A plus B. Dar vectorul B este echivalentul ăsta aici. Ăsta e tot B. Și atunci A plus B prin triunghi este ăsta. L-am dus pe B în extremitatea lui A. Păi atenție, dacă tu ai rămas cu ideea asta că prin triunghi e un rezultat și prin paragrame de rezultate, grav. Înseamnă că dacă unul face dintr-un triunghi de ceva și altul face paragram, de altceva. Nu. Deci ce rezultă? Deci A, B plus A, cine e egal cu cine? A, D. A, D. A, D. Și trebuie să aflăm A, D. Dar ar trebui să-l găsim pe A, D exprimat cu ajutorul versurilor A, B și A, C. Păi avem un pătrat cu latura de B. Da. Și diagonala era latura radicală din 2 pe 2 sau latura radicală din 2. Deci am trebuit A, C, B, care e dreptunghi, cum e bine, ca da. E latura radicală din 2. Este, al cuvinte, ar fi, cât ar fi? Radical din 2. Radical din 2 ca mărime, da? Da. Deci ca mărime, modul. Ne trebuie să facem cu bază. Ca să facem cu bază. Acum, pe cine să folosim de bază? Pe AC și AB și ușor. AC și AB, da. Și ducem, cum? Ca să folosim, să găsim suma, adică pe D, A, D, ducem paralele prin vârf, sunt duse, și atunci, dacă ar fi, să zicem, A, D, egal cu cine? Cu A, B plus A, C. Și fiind de 1? Egal cu 2. Cine e 2? Deci, A, A, B plus A, D, ca vectori. Da. Dar ca mărime, ca mărime, cum spunem aici, dacă ar fi fost, făcusem noi chestia, ce făceam paralele prin vârf, nu, și verteam un vector, și atunci era, ăsta exprimat cu ajutorul bazei. Ei, și nu ne-am pus niciodată problema să vedem mărimea, doar am exprimat ca cu ajutorul vectorului, dar n-am pus problema și mărimii vectorului respectiv. Adică AD-ul ăsta are exprimat, AD, AD este AB plus AC. Dar nu ne-am pus problema cât de mare este modulul lui AD. Păi, nu-l facem geometric? Deci AD cât ar fi atunci? AD ar fi egal cu... Latura radicală din 2, că diagonala în pătrat. Așa. Deci radical din 2. Deci latura, L, radical din 2, știi? Nu, AD ca mărime, da? Latura radical din 2. Și latura este 1. Deci radical din 2. Deci egal mai departe cu radical din 2 ca mărime. Dar noi ce să mai facem? Poftim? Noi ce să mai facem? Deci povestea era asta. Dacă îi exprimăm pe AD, cu ajutorul celor doi vectori, cu AB și cu AC. Și am exprimat că AD este egal cu AB plus AC. E, dacă s-ar pune problema și mărimii lui, cât de mare este vectorul... Dar nu-i cere asta. Nu cere, dar ea a insistat spunându-mi că să vedem cât e de mare vectorul AD. Și atunci este, așa cum ați văzut, radical din 2 ca mărimii. Trebuie să vedem soluții și trebuie să ne gândim că ai potențial foarte bun, numai că nu a intrat. Exact, nu-i așa, sigur. Da.
arătați că în orice patru lateri convex, mijloacele două laturi opuse și mijloacele diagonalelor sunt vârfurile unui paralelogram. Dați soluție sintetică și vectorială. Ce e o soluție sintetică? Adică geometria care știați voi, geometria plană. Și vectorială asta care facem acum. Tocmai suntem... Adică puși. Și una și alta, și una și alta, da. Și aia și una vă place, acum și alta, să vezi. Asta vectorială. Deci, într-un patru alter... Sunt dați vă șterg. Așa, într-un patru alter convex. Mijloacele două laturi opuse. Și mijloacele diagonalelor. Da. Sunt vârfurile unui paralelogram. Cum ați problema? Ce înseamnă un patru alter convex? Care nu are... Nu pot spune apă de care. Așa, așa. Dacă ar fi, poți fi sub apă, nu ai cum. N-ai pe unde pune, nu poți peste tot. Întorcându-l pe orice latură, foarte interesantă de urmare. Întorcându-l pe orice latură, nu poți să prinde. Altfel spus. Ați pierdut-o din Mirona, ia mă înțeles. Da. Da. Uite așa. Uite, uite, ți arată acum. Deci uite, patru laterul ăsta așa. Se cheamă echipatul ater convex. Uite așa, A, B, C, D. Echipatul ater convex pentru că dacă duc dreapta asta, A, B, lunară, în limbajul matematic, așa trebuie spus, ducând dreapta A, B, îl situează în aceeași semnătate într-o timp. Da? Nu am o poziție în altă parte. El este plasat în același semnătate. Duc pe BC, iarăși împarte planul în două și iarăși este același plan. Ducând pe AD, iarăși așa. Deci asta e. Altfel, ea spunea așa. Ăsta e tot patru latere. Dar nu mai este convex. Cum se cheamă? Cum în cap. Zice, ține apă pe o latură. Da. Așa, adică poți să pui apă pe o parte. Și ține apă aici. Aici, dar nu ține apă nici într-o parte. Da? Adică dacă aș fi redus, cum am spus eu, definiția mai de matematică, când aduc una din laturi... Dar nu e clar așa, matematic, decât... Păi da, dar folosit limbajul ei, mi-a plăcut. E un limbaj colorat, plăcut urechii mele. Ducând așa, o tai în interior. Și lasă un curs în parte acela din el. Dacă una este așa, gata, cum este patru later sau poligon. În general vorbim de poligon. Poligon concav și poligon convex. În clipa asta, ai înțeles ce înseamnă patru later. Asta trebuie să fie. Deci noi luăm de modelul acesta. Bun. Am urmărit. Acum, eu vreau să fac așa fel încât să nu fie două laturi congruente. Deci să fie toate laturi diferite. A, B, C și D. Deci fie A, B, C, D. În patru alter convex, mijloacele două laturi opuse și mijloacele diagonalelor sunt vârfurile unui paralelogram. Și trebuie arătat asta. Deci mijloacele? Laturilor opuse, adică două laturi opuse. Adică mijlocul lui A, B. Și de ce? Și de ce? Și mijloacele diagonalelor. Și mijloacele diagonalelor. Mijloacele a două laturi opuse și mijloacele diagonale. Deci trebuie să duc diagonala asta. Și diagonala cealaltă. Mijloacele lor formează laturile unui paralelogram. Iem, notăm aici. Iem. Iem. Mijloacele laturile opuse. Și mijloacele diagonalelor, M, M, P, a lui și Q din partea asta. Și Q aici. Și figura asta care o, s-a format, cu M, M, P, Q. Și cu paralelogram. Sunt echiparogram, trebuie să arătăm echiparogram. Dăm soluții sintetică și punem la soluții vectoriale. M, P, N, Q. Hai să notez aici cu P. M, aici cu M, aici cu P. Schimb aici. Ca să fie în ordine
Iemen pentru poligonul ăsta. Să zicem în ipoteză. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Patru la per. Convex. A, B, congruent cu M, B. D, B, cu P, C. A, M, cu... Cu cine? Cu... A, M, cu... B, B. D, B, cu P, C. D, P. P. Cu P, C. A, N, cu N, C. A, N. Aici și punem segmente, v-am zis, nu? Poate așa era. Sau un segment închis, nu mai știu, așa parte era. Cum făcea asta plasă? Nu mă puteam. Puneați pur și simplu congruent, așa? Fără să spunem amă? Tu când ai făcut plasa? La cuza. La 19. La 19. Da. Spunea, e mă simplu congruent. Păi segmentul trebuie închis, clar, deci, și deschis. Da, am spus noi la început, clase 6, așa, rest tot așa, am un gogmic, da, nu am nevoie. Da, așa, bun, adică și la examen acceptam fără. Da? Da. Deci, A, M, congruent cu M, B, D, P, congruent cu P, Q, A, N, congruent cu cine, cu? A, N, cu N, C, N, C, și B, Q, cu Q, D. B, Q, congruent cu? Q, D. Da. La partea la congruent, nu, la egal. Da, mă, da, ziua, da, măi, dar nu puteți așa. Dacă mă solicitați așa, fac așa, dar împotriva... Dar nu-i corect, domnule. La... Când ziceam cu lungimii... Da, la congruent nu, dar la egal... La egal atunci puneți. Așa. Dar ele congruent, deci... Cum? Cum să nu contezi, Bristina? Congruent, de ce rămâne? Tocmai că e egal, trebuie să rămâne așa. Da, v-ați întrebat de ce congruența a fost într-o scaloțiune? De ce? N-a lăsat așa. A, B, egal cu C, D. Deci am segmentul ăsta, aici A, B, și din coace am segmentul ăsta C, D. Ați înțeles la clasă de ce a fost introdusă? Că pe timpul meu, ca elev, așa, nu se punea niciodată problema să nu spun că A, B egal cu C, D. S-au găsit ei de cuvință că A, B înseamnă niște puncte din plan, din zona asta. Iar C, D înseamnă puncte din altă zonă a planului. Și nu poți să spui că mulțimea asta de puncte e egal cu mulțimea asta de puncte. Că din plan ia pe asta și din plan asta. Și două mulțimi nu poți să spui că sunt egale în sensul că n-au aceleași puncte din plan. Și atunci când am vorbit că A, B, segmentul A, B, congruent cu segmentul CD. Această noțiune se referă la faptul că aici este o altă mulțime de puncte, după ce o altă mulțime de puncte. Și când sunt, dacă și numai dacă, au aceeași lungime. Adică AB, segmentul, măsura lui AB, lungimea lui AB, egal cu lungimea lui CD. Ăsta a fost motivul. Sigur că am încărcat de rigurozitatea asta și exigența asta a dus la o confuzie. Că v-ați ales cu ce? Cu nimic. Ori spui congruent, ori spui egal, nu are lucru, nu important. Așa că dacă voi nici nu văd de ce ar mai fi, să zic eu, congruent, spun egal. Egal, egal. Au aceeași lungime, la asta vă referiți voi. Când ziceți că e mijloc, au aceeași lungime. Așa. Deci A, M egal cu M, B, DP cu PQ, de A, M cu MC, BQ cu QD. Și trebuie să arătăm că M, 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 P, Q, paralelogram. Da? M, M, P, Q, paralelogram. Și atunci o să mergem pe soluție sintetică și soluție vectorială. Deci, unul, soluție sintetică. Notăm că intersectat cu BD cu O. A, că... Intersectat cu BD cu O. A, că cu BD notăm cu O. Cu ăsta, al diagonalul, da? Da. Și observăm că dreptul la B, C, M, P, e linii mijlocinii, deci jumătate din B, C. M, în triunghiul? Încă o dată? A, B, C.
A, B, C, M, N, M, P, așa? M, P? Mi-am notat la fel. Ia, notează, schimbai și un pic. Am revenit asupra, ca să am... Mână, e paralel cu B, C. Mână, paralel cu B, C, deci e linii mijlocii. Mhm. Și atunci mână este jumătate din BC. Asta și din loc D. În loc D. Nu, B e paralel cu D, B. Adică e paralel cu 2 și jumătate din 2. E P cu A, D. Nu, B. A, da, cu A, D, corect, corect, corect. Deci N, N, P, cu A, D, cu A, D, D, da? Și jumătate. Și jumătate. Q, P, cu B, C și jumătate. Nu ajută, că n-aveam. Ba da, pentru că M, N e jumătate din B, C și Q, P e jumătate din B, C. Și atunci ele sunt congruente, două câte două. Păi, deci M, N, triunghiul A, B, C. Așa, în triunghiul A, B, C, M, N e jumătate din B, C. În triunghiul B, D, C, Q, P e jumătate din B, C. A, și atunci Q, P cu mână sunt congruente și două câte două și paralelogram. Da, da. Cu... paralele două câte două. Congruente și două câte două. Și congruente merge. Dar și paralele sunt așa. Uite, M, P e paralel cu A, D. Da. Și A, D pe 2. Și paralel și congruente. Și V, Q e paralel și congruente. Și dacă într-o patru adie suntem două acolo pus paralel și congruente, ca să ne figura e paralel, da? Deci cum zicem? În triunghiul A, B, C. A, B, C. Mână, linii mijlocie. Mână, linii mijlocie. Rezultă că mână paralel cu B, C. Și mână egal cu B, C pe 2. Da, și încă ceva mână egal cu B, C pe 2. În triunghiul B, D, C. Q, P, linii mijlocie. Și rezultă că Q, P e paralel cu B, C. Și că Q, P e egal cu B, C pe 2. Q, P, paralel cu B, C. Da. Și egal cu Q, B, C pe 2. Q, P, paralel cu B, C. Și încă ceva, Q, P. Egal cu B, C pe 2. Q, P, egal cu B, C pe 2. Din cele două. Rezultă că Q, P, egal cu M, N și paralel. Q, P, egal cu M, N. Și Q, P, paralelă cu mână. Q, P, paralelă cu mână. Și atunci, din cele două, rezultă că figura M, P, Q. M, P, Q, paralelă. Paralelă. Și acum hai să dăm și pe... Asta e soluția sintetică. 2. Soluție vectorială. Haideți cu vectorul. Păi, ne ducem MN, ne ducem tot în două baze, nu? Așa. Ne hotărâm să exprimăm pe MN și cu... Da. Ok. Și cu... Bazele să fie A, B și A, C. A, B... Sau nu A, B și B, C. A, B și B, C. Ne hotărăm. Dacă am zis A, B și A, A, B sau B, A. B și B, C. B, A și B, C. Da.